Here we go again. E aici un afiș cu Digi. Ia. Yeah. Oricând doriți să circulați. Hai să vedem unde găsim magazinul Digi. Da, noi am făcut-o pe aia lor. Dar noi acum ne-am chemat Uber, da. Trebuie să ajungem. Hai, unde vreți să mergem? Păi, hai să mergem. Zilul băiatul ăla să anuleze comanda și îi dăm noi bani în seara asta. Păi las banii pe Uber. Lasă banii pe Uber, da. Lasă, du-te și zi. Hai, lasă-i 10 lei. Când vine ideea tu la băiatul ăla, că noi am corupt un băiat în ea. Sau poți să anulezi aia. Hai! Anulează-l dacă poți. Hai să mergem, hai să-i dăm. Hai mai repede. Hai să ne aflăm. Bă, dar fii atent că s-au dus fix acolo. Da, mă, da, hai că sunt acolo și o să termine repede. Ce mașină ești? Cu asta? Cu motorul? Da. Oh. Hai, bagă-te tu în față, repede. A, uite, Digi. Sără bună. Am avut un mic indiciu care ne-a zis ceva de 10 giga de fibră. O tabletă căutăm. Așa, da. Dacă trebuie să vă conectați la internet. Ok. Și să faceți un test de viteză. Eu m-am gândit la cafea, nu s-au luat eu. Nu că-l fac, dar întrebarea mea e, Pii, nu trebuie să-l ghicesc? Da. Mulțumim. Bun, hai să vedem. O seară frumoasă. Indiciu numărul 3. Dacă ai fi un cavaler, multe locuri ai vizitat și cruciada ai organizat, dar dacă ai încerca chiar acum pe pielea ta vieță, la piața Emanuel Gojdu 41. Nu, deși e cruciada, cred că e ultimul indiciu? Da, spot, crezi? Ar putea să fie ultimul indiciu. Sper, sper. Șoferul nu-i da liber, deci... Să-ți găsim ceva taxi. Păi da, cred că sunt taxiuri și noi încă avem bani. Bine, da. Bularul nostru. Ei cred că ne-au păcălit, dar de fapt... S-au prins ei iute de fața cu Digit, să mai mult sigur. Dar nu știu ce au zis ei, cu socializat de oameni, cu... Păi nu a fost un de socializare, mai mult de bola în care prinde prima mașină. Cred că n-au găsit... Da. Nu, că au găsit, sigur, adică nu, și dacă nu a venit Digi în cap, sigur, o fi trecut pe lângă el și fi văzut. Da, da, mă, stai, Digi. Dar nu, dar poate n-au găsit magazinul Digi destul de repede. Dacă ai fi un cavaler, multe locuri ai vizitat. Și crucea de a organiza. Cred că arăta... Ai organiza. Dacă ai încerca, chiar acum pe pielea ta. Mamă, dar nu ne batem. Cum? Dacă ai fi un cavaler, multe locuri ai vizitat și crucia de a organiza. Dar dacă ai încerca chiar acum pe pielea ta și după aia adresa. Cred că trebuie să ajungem acolo și... Da, posibil. Ia, oală, dacă nu ne batem cu dalea... Mamă, deci ne batem între noi? Sau păi... ne batem cu ăștia alții? Păi nu cu că ăștia, că ăștia sunt la... Mama, ei acum fac indiciul ăla de spate. Ăla era Uber ăsta și de noi. Da? Mamă, le-am luat taxi, bă. Bă, Oli Sfer. Cum? Noi cunoșteam pe băieții. Aia zic. Aia vezi, a trădat. Și eu când l-am văzut pe Cronap acolo peste stradă, pe știu, ia uite pe și am prins pe... Ia, hai să ne uităm pe hartă puțin, poate. Ce am încercat? Trebuie să găsim un piața tur. Medievală. Turniere și bătălie, ia fii atent aici. Turniere și bătălii, acolo, ia. Dacă ai încercat... un cavaler, multe locuri ai vizitat și crucea de organiza. Turniere și bătălii, mă. Kids, ok. Turniere și bătălii, aici. Și noi unde suntem? De unde am venit? Păi ori de aici, ori de aici. De aici, cred că am venit. A, oh. Sau să fim aici imediat pe stânga. Hai că întrebăm și noi. Uite, uite-te pe ăla, uite-te pe ăla aici. Okay. Uite aici. Da, uite, hai să întrebăm pe oamenii ăștia. Emanuel Gojdu 41? Da. Aici e, nu? Să căutați un om îmbrăcat în negru. În negru? Da.
Ok. Full negru? Da. Hai să căutăm. Stai să-mi dau ochii la... Păi nu e ăla? Nu e mă ăla? Stai mă, dar cum ne-a zis? Ne-a zis așa să căutăm unul negru? Bă, bă cred că și-a bătut joc de noi, mă. Brenele, nu râzi de noi! Stai așa! Stai așa că tu ești! O fugi! O fugi! Te-am prins! O fugi! Salutare! Salut! Deci, următorul vostru task este... Trebuie să găsiți un localnic care să vă povestească despre un monument. Pe urmă, trebuie să găsiți un vizitator iar pe urmă o să primiți următorul indiciu. Spui de față? Nu. Ok. Așa, dar nu că nu, îți povestim ție, dar trebuie să găsim pe cineva care să ne spună despre... Hai să căutăm pe aici, pe cerat. Bună ziua, nu vă supărați. Până pe Emanuel Gojdu, 41? 41 și... Nu știu exact să vă spun exact, e doar, am doar adresa. Dar blog este? Nu știu. 6 hours later. La cetate, personal. Acolo, acolo e festivalul ăla, da. Mergem la festivalul cârnaților. Acolo cetate și ăsta cu cavalerii, cu domnițele, cu cavalerii pe uton, cu... Ah. Și acolo înseamnă că trebuie să ajungem și noi. Domnița Ralu. Cu mărgelatul. Nu știu că prietenii noștri au plecat mai repede. Da, da. Că și ei au încercat să se prindă cum ajung. Aha. Sau unde trebuie să ajungă și s-au prins înaintea noastră. Și ne-au furat șoferul. Cum ai zis? Deci, o să se uite pe ăla acolo. Ești deștept, rău. Da, mă, da. Da, oare vrea? Ia stai așa. Da, vrea. Auzi, vă întrerupem un pic, iertați-ne. Vă spunem pe scurt, noi avem o misiune ca un localnic să ne spună ceva despre un monument din Oradea. Puteți să ne spuneți ce reprezintă acest monument, vă rog? Ne spuneți ce... Puteți să citiți? Să ne spuneți ce... Stătrea de nisip a regiului Sfânt Ladislau. Așa. Ok. Să fie aici. Am înțeles. Regele Sfânt Ladislau. Aha. Este îngropat aici. Dar nu avem voie noi să citim noi. Numai de aia trebuie să ne spuneți dumneavoastră. Ca noi să... Ce să zic? Biserica aia din Oradea. Da, spuneți-ne de biserică. Cum? Sunteți de aici? Da. Spuneți-ne despre... Orice monument din Oradea. A, biserica cu luna. Spuneți-ne despre... Cu luna? Da, are un mecanism care se pare nici până în ziua de azi nu a fost descoperit cum funcționează. Ok. Se învârte luna, așa e de mecanismul, așa arată luna pe biserică, dacă mergeți în centru. Ah, am înțeles. Nu... Hai să vedem. Cu cine ne luăm la sabie? Dacă aici trebuie să fie ultima destinație... Dar nici aici n-are adresă. A, uite-l pe, uite-l pe, uite-i pe băieți în față. Hai păi să da, da, ne luăm după ei. Ce putem să aflăm? Ce fac ei acolo? Încă par să caute. Ce zici acolo în Clubul Vieții? Dacă ai fi un cavaler, multe locuri ai vizitat și cruciat de organizat, dar dacă ai încerca, chiar acum pe pielea ta. A, de fapt, trebuie să ne batem sau ceva, I guess. Ne batem noi cu ei? Da. Cine câștigă e 2v2? There can be only one. Păi, dar nu știu că e monument. Ba da, mă! E biserica. Este monument, what the fuck? Bă! E... Deci n-aveți voie aici, n-aveți voie aici. Trebuie să mergeți oriunde altundeva, dar n-aveți voie aici. Nu, nu știm pe aia cu țesta asta. Gata, mulțumim. Deci fii atent, vrei să zicem mulțumim frumos? Să rămână. Hai, vrei să zici... Hai, vino mai încă, vino mai încă, vino mai încă, vino mai încă, vino mai încă. Deci, tu știai că există în Oradea, există o catedrală cu lună se numește și aparent există un mecanism care se rotește în funcție... O biserică. O biserică. Care se rotește mecanismul ăla în funcție de poziția lunii. Adică unde e luna pe cer, mecanismul ăla se învârte fix după el. Da, și nimeni nu a descoperit încă cum anume funcționează acest biserica? Mecanism. O știu și așa, dreptate. Avem dreptate? Operator? Da, aia zic. Și hai să-l găsim, hai să-l găsim pe... Ne apucăm să ne uităm prin muzee? Ia. Adrinca. Hai să vedem... Da, da, ce mai sus. Muzeul orașului, I guess. Sau probabil e ceva legat de... Consiliul cultural... Treasure Hunt, ceva? Uite armură, dacă văd bine. Aici. Greu de zis. Că
care e aia cu biserică, partea cu biserică? Bun, măcar ne-am dat seama de asta, ai mijloc. Da. N-aș putea să zic, căutăm, nici nu știu ce căutăm exact, avem doar un indiciu care zice că crucia de... La poartă se mai primește un indiciu, dacă trebuia portarul să caută un tip negru. What? Bun asta, bine, bun, bine de știut. Da? Ah, ok. Da, nu, bun. Nu, n-avem... Următoarea voastră etapă este, trebuie să găsiți un localnic care să vă povestească despre un monument istoric din Oradea, iar pe urmă trebuie să găsiți un turist la care să-i împărtășiți cunoștințele voastre. Iar pe urmă trebuie să mă găsiți pe mine din nou. Mult succes! Ok. Și dacă ne ducem, stăm 5 minute și ne întoarcem, de unde știe că am făcut asta? Păi chiar să ne întrebe ce vă zis turist. Da, păi nu zici de la Ladis sau ce sfânt care să... Adevăr. Păi și... Cruciadele, dar era un mesaj ăsta. Da, și cum ar fi trebuit să-l găsim pe ăsta negru? Și acum trebuie să găsim pe cineva. Păi pe ăsta negru, pe lângă ăsta negru am trecut toată când am fost pe la restaurant. Da, nu, lasă-l pe băiatul ăsta. Pe lângă asta trebuie să găsim pe cineva care are vreo idee despre ce e pe aici, sau, mă rog, un monument din Oradea. Și după aia să găsim pe cineva care nu știe de acest, care e turist, și să-i explicăm. Păi bun, și citim asta și cine nu poate vine până aici să citească și el. Da, și acum să mergem să-i povestim la cineva chestia asta sau hai, nu-mi chiar. Și ce o zis? Să găsim un turist la care să-i zicem, da? Da. Tu ești turist, nu? Păi fii atent, pop, tu știi, ai de Sfântul Rege Ladislau, care o... s-a născut în 1948 și care o aderat la tron de tână cu 1700-1900, știai? Nu știam! One eternity later. Dan, hai să-l găsim pe băiatul ăla. Mulțumim! Are spumă, n-are spumă, ele tot mi se adună. Hai să le numeri pe strada Traian Blajović la numărul 12. Hai să mergem. Hai să mergem. Gata? Hai, ești pregătit? Hai, mergi cu noi? Traian, scrie, Traian Blajović. Traian Blajović este fix... Traian Blajović, dacă nu mă înșel, este fix la arenă, mă. La arenă? Da, acolo e. Cred că ăsta e ultimul marker, hai. Operatorul nostru, noi suntem și mai șmecher. Cel mai șmecher, cel mai șmecher operator. E și șucar. Da. E și șmecher, și frumos. Așa, așa, întoarse. Aia să nu exagerăm. Și tot și de acasă să ne susțineți pe noi. Iori, da. Scuze, cu tine am vorbit mai devreme? Nu mai țin minte. Mă știu, mai să... Mersi. Ce scrie acolo? Ah, nu mai scrie indiciu de data asta. Aia să scrie, adresa în tuturor în direct. Ce? Are spumă, n-are spumă, ele tot mi se adună. Hai să le numere pe strada Traian Blajović, numărul 24. Indiciu numărul 24. Are spumă, n-are spumă. Bere. I guess. Nu vă supărați. Până pe Traian Blajović, 24? Nici eu nu știu. Mulțumesc. Da, există GPS, mă rog, anyway. Nu vă supărați, se poate până pe Traian Blajović, numărul 24? Nu, că aștept pe colegul să mergem la cafea. Ok. The fuck? Care, ce? A, nu, să duce la cafea. Până pe Traian Blajović, numărul 24, se poate? Și cu spumă? Ce spumă? Are spumă, n-are spumă. Bere! Bere! Trebuie să mergem la un stand de bere, ceva. Uite acolo. Mamă, hai, direct. Are acolo. Spumă, n-are spumă? Acolo e, mă, da, fix acolo e. Lasă-ne aici. Are spumă, n-are spumă, n-are spumă? A? Am nimerit sau n-am nimerit? Doamne ajută! Mamă, mai ai, mă? Hmm? Mai ai? Băi, am și un pic. Bă, dar a fost rece rău, m-a spart. For the win? De fapt, câștigul sunt prietenii pe care i-am putut pe drum. I am companionless.
So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Oh, look.